Una dintre problemele delicate ale perioadei cuprinse între 5 și 11 ianuarie pentru cei care s-au născut în săgetător este legată de o secvență materială, de bunuri, de servicii, de beneficii, cadouri sau favoruri într-o relație cu prietenii. Acestea vin greu, vin în urma unei constrângeri. Pot să mergi mai departe, dar nu vreau să folosesc acel termen care sperie dincolo de constrângere, dar luați-l în calcul unii dintre dumneavoastră. Poate să vină pe fondul unor comportamente urâte care să asocieze acest fel de a ajuta un prieten cu umilirea lui, cu punerea într-o situație neplăcută sau cu un aer de superioritate, încât acela, în afară de umilință, să se căptușească și cu o datorie morală, și cu o amintire urâtă, și cu o datorie materială. Dacă se pot evita în această săptămână măcar o serie de dialoguri sau poate chiar consfințirea unor promisiuni făcute anterior, ar fi foarte bine. O serie de persoane le-au promis, Celor născuți însăgătător, că le vor da, îi vor ajuta, vor vorbi pentru ei, îi vor susține, etc. etc. Și s-ar putea să o facă. Problema nu e că nu se țin de cuvânt, ci felul în care o fac, și condițiilor, consecințele asociate acestui gest sunt dintre cele neplăcute sau dintre cele care pot să conțină capcane așa încât săgetătorii să se vadă la un moment dat în cursul anului 2014 dator la nesfârșit, fie dator material, fie moral, fie social, adică să se tragă fără sfârșit beneficii de pe urma acestui gest acum de către acele persoane care aparent ar fi trebuit să-l ajute și să funcționeze după principiu fă binele și aruncă-l în lac. Adică după ce l-ai ajutat pe un om, nu mai discuți despre asta, nu îi scot sufletul pentru că l-ai ajutat la un moment dat. Acesta este momentul delicat de care vorbeam și conotația este profund materială și probabil că unele persoane născute în săgetător vor trece, din păcate, printr-o astfel de ipostas. Ea poate fi evitată, cum spuneam, amânată sau, dacă au tăria de caracter, să pună piciorul în prag și să delimiteze și să consfințească printr-un act sau printr-o serie de gesturi foarte limpezi, ceea ce trebuie să facă mai departe pentru a nu fi exploatați în baza acestui ajutor de care vorbea. În rest, săptămâna decurge în parametri obișnuiți, cam la fel cum s-au petrecut ultimile două, trei săptămâni. Mai există, poate, pe 9 și pe 10 ianuarie, niște conotații astrologice care ne trimit cu gândul la o stare de sănătate. Ea poate să fie provocată de o infecție, una de natură stomatologică sau de o chestiune endocrină, ori de o ipostază care poate să vorbească despre epuizare fizică, despre stres sau despre îngrijorare, o problemă majoră personală care creează un fond psihic apăsat și această nemulțumire să se transforme în sine într-o stare organică.